Zălăuanii și nu numai sunt invitați joi 27 februarie, începând cu ora 14, la o nouă lectură publică. Aceasta va fi susținută de profesorul universitar dr. Aurel Sasu. Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Editura Eikon, Asociația Culturală Jad, Asociația Scriitorilor din Sălaj, Cenaclul Literar Silvania, Episcopia Sălajului și Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău vă invită la conferința susținută de profesorul universitar dr. Aurel Sasu, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Omul Liber. Conferința va fi urmată de lansarea cărții Misterele Orientale și Creștinismul de Bartolomeu Valeriu Anania. Ediția critică și prefață de Aurel Sasu, Editurile Eikon și Renașterea, Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Sala Dialoguri Europene, joi 27 februarie 2014, începând cu ora 14. Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a declarat că în șirul lecturilor publice și conferințelor organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația Culturală Jad, în luna ianuarie 2014 la Zalău, a fost prezent și profesorul universitar dr. Ovidiu Pecican.